aici alături de mine, am pe Meme Stoica și pe Bogdan Cosmescu. Poate câștigă un milion. Știi că e un quiz? Milion de ce? De dolari. E un quiz, nu știu exact care e. Și a crescut. Dacă vișești tot dar dacă facem toți trei... Și luăm doar 333.000, dar ne ia 4%. Ajunge să ne dăm demisiile de la, din funcțiile pe care le... Nu, cum au făcut Pancu cu Margaritescu și Florentin da. Petre la... ani de zile. La împărțeau la 3 orice... Da. Da. Și Pancu a ieșit în pierdere. Da. N-ar trebui spus. Deci există un quiz da. Care aranjează ăsta tot tablou și dacă le prinzi pe toate, bine, e asta absolut alucinant să prinzi. Dacă le prinzi pe toate, tu îți dă un milion. Dar zi-o pe aia că este genială. Nu, e tare. Mă rog, un personaj care e blamat acum pe bună dreptate, Kadyrov, după fiecare meci avea obiceiul de a intra în vestiar, era patronul echipei, mă rog, proprietarul clubului, proprietarul Republicii până la urmă, cecene, intra în vestiar cu gărzi și dădea 100.000 de dolari unui jucător pe care îl alegea el. România au vorbit, au făcut o românească, au zis, băi, suntem trei, împărțim. Da, care dintre noi va fi ales de Kadyrov jucătorul meciului și primește 100.000, noi facem, împărțim la trei. Și s-a întâmplat de vreo câteva ori, dar ieșea mai mult Pancu. Și Pancu a spus, până la urmă m-ați ars, mă, că... Dar știi pe aia că a fost un meci după care s-a lăsat cu un mega party. Nu mai știu, cu unul dintre rivalii lui, unul cred că de la Dinamo Moscova, nu mai țin minte, și la pauza mai a intrat, era 1-0 pentru Dinamo Moscova și le-a zis dacă răsturnați 50.000 de căciulă și au răsturnat în repriza a doua scorul și a fost ales tot un român și la sfârșit fiecare făcuse vreo 80 ceva de mii de... De dolari. Da. Și atunci bine. S-au dus, se câștigă bani frumos. S-au dus mai târziu la următorul. N-a fost Messi să inaugureze stadionul din Gabon? Nu mai ții minte? Da. Bă, da, Leo da, Messi, da, 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 care nu a pierdut șirul zerourilor. Da. La sumele câștigate, nu mai știe câte sunt, 7, 9, 10, 15, cât or fi. Da. 15, nu, dar mă rog. Da. S-a dus în Gabon. Da. Hei, n-ai văzut nu s-a fi dus gratis. Sunt acum, circulă, le găsește lumea pe YouTube. Cred că i-am și dat lumea la un moment dat. E un YouTube cu ăștia, cu Sergio Ramos, Mbappé și, da. Și parcă Japonia. Neymar, care se duc în Japonia și joacă un joc absolut stupid. Deci o chestie de aia, știi cum e în parcurile de distracție? Deci li se dau niște mingi și trec niște ținte de alea mobile prin față și ei trebuie să le nimerească cu mingea. Ce mai dificil. Din ce în ce mai dificile. Una sus, una nu știu ce. Și la un moment dat e o de aia care se tot rotește așa și unul dintre... Da. Și au făcut chestia asta. Deci s-au dus și se mai muțăreau și râdeau acolo. Deci râdea fiecare de ceva. Nu vreau să mă gândesc pe ce bani au râs. Mai mult decât milionul ăla, cred că... Da. Pe care luăm noi dacă nimerim... Perea ce a zis Ronaldo că are mai mulți bani decât urmăritori pe Instagram. Nu, și pe Instagram acolo, are 497 de milioane. A zis cam acolo. Cam acolo. A zis că... Că 500 de milioane a cheltuit. Nu de altă, pe mașini. Conturile. Ok. O să vorbim... S-a scumpit Veyronul. Ce să-i faci? Da. Nu știu dacă are vreun deal. Sau dacă el... Nu, ia la ăla de 10 milioane îl cădă totuși niște bani. La ăla, da. La cred că dă, nu l-o la gratis. La Ferrari, alea banale, alea le ia... Cred că îi vai pune din partea casei un CD player. Da. Bun. În debutul emisiunii, să acum că am terminat cu glumele, da. O să vorbim despre suporteri. Pentru că avem și un reportaj incredibil cu unul dintre suporterii voștri, Meme. Și o să vezi despre ce e vorba. Anda Maxim a făcut un reportaj chiar remarcabil și nu e singurul suporter de genul ăsta. Dar până să ajungem la materialul respectiv, vreau să vă spun și să ați văzut imaginile cu barăcile în care sunt cazați oamenii la Cupa Mondială. Am văzut. Eu am văzut niște corturi cu dar e bine că e cumva semnalizată unde e ușa, știu pe unde să intri. Adică mă gândesc ce fel de mondial o să fie ăsta pentru oameni, pentru suporteri. Deși se spusese că în preajma stadioanelor o să se poată bea, s-a anunțat că nu o să se poată bea. Se poate bea doar... Informațiile sunt contradictorii, că am văzut. Ba se bea, ba nu se bea, ba pe 8 stadioane interzise, restul permise, bere, până la... Mă rog, va fi un mondial. Deosebit din toate punctele de vedere, pentru că va fi primul mondial în luna asta. Singurii care pot să bea și urmează să fie făcut astăzi anunțul oficial, sunt cei care au apartamente pe stadioane.
Știți că sunt stadioane cu apartamente. Și lojele. Da. Lojele au fost făcute din apartamente. Apartament. Da, la și loja, era, era loja. Da, rămâne loja din care te vei uita. De la 14.000 de lire sterline în sus. Acest campionat mondial nu demonstrează decât nivelul de fariseism la care a ajuns societatea din occidentală. Nu, societatea omenească. Pentru că ce se întâmplă? Facem toată lumea face scandal, mii de victime, Dumnezeu să-i odihnească pe muncitorii acolo, dar de fapt ne călcăm în picioare. N-avem voie să bem, n-avem voie, dar nu ne ducem totuși. Dar cea mai simplu e să sancționezi, să nu te duci. Se calcă în picioare, se ducă. Neapărat contra curentului. Dar totuși nimeni n-a obligat pe nimeni să muncească acolo. Uite, adică sunt, asta, sunt oameni care muncesc acolo pentru că... Adică v-ar plăcea să vă duceți să plătiți bani la Cupa Mondială și să vă, să vă duceți pe baracă. Cu atât nu te obligă nimeni să te duci. Nu te obligă nimeni să te duci. De ce te duci? După cum nimeni n-a obligat muncitorii din țările unde sunt probleme foarte mari să muncească acolo. Asta probabil că le era mai greu, probabil că era mai le era mai greu să stea în țările lor și probabil, să producă. Probabil, dar nu e normal să moară dacă e adevărat că au mult 6.500. Acum, mie cifra mi se pare exagerată, pentru că dacă stai să împarți, ar însemna să fii murit în fiecare zi. Am făcut un calcul, în 2015 s-au apucat ei să lucreze, înseamnă ceva în jur de 5, 6, 10 oameni pe zi, ce asta am calculat. Uite, eu am fost o singură dată în Qatar. În Qatar n-am fost, dar am fost în Emiratele Arabe Unite o singură dată. Am fost în Dubai o singură dată, nu o să calc în viața mea pe acolo, doar dacă sunt obligat să ajung acolo prin știu eu, prin, dar nu știu cum aș putea să fiu obligat. Adică dacă un al da, jucație finală a domnul Stoica, Stoica am auzit că sunteți un manager foarte priceput, uite, avem o ofertă. Mai degrabă v-aș aștepta la vreo televiziune de acolo să spună, băi, am auzit că deși ești puțin cam turbulent. Nu mi-a plăcut deloc, dar ce am văzut și singura chestie remarcabilă cu care am venit în cap, că de la geamul etajului, nu mai știu care, 13 poate sau 14 la care stăteam, vedeam cum se ridică o construcție cu muncitori într-adevăr din, știu eu, Pakistan și Nepal, chestii, mulți de pe acolo. Și vedeam cum se ridică. Vede cu ochii, se creștea fiecare zi. Da, adică 2-3 etaje pe zi. Era ceva ieșit din comun și chiar era o atracție. Dar că or fi condițiile proaste, că or fi... Oamenii se duc acolo. Da, ce se face? Stai, lumea se duce și se va duce cu siguranță. Sunt unii care, uite, știu și eu, nepalezi care vin în România. Am stat de vorbă cu ei. Eu am hotelul la care mai mergem. Sunt mulți angajați care vin din țările astea. Și au zis, domnule, dacă trimit $100 acasă pe lună, e fericire și la mine și la ei. Deci, na, sunt și țări care nivelul de viață este foarte, foarte jos. Da, Infantino a vorbit astăzi, o să-l ascultăm ceva mai târziu pe tema asta. Astea sunt imaginile, mă rog. Și a cerut și să oprească războiul pe perioada campionatului mondial, Infantino. Serios? A avut, într-adevăr, da, a avut o apariție în care a ceasefire. Am înțeles. Și... S-a întâmplat. Nu, asta n-au fost nori. Da. La cu 4 ani, ții minte că s-a întâmplat într-un meci, se băteau în America Centrală, nu știu, Salvador cu Nicaragua parcă, sau Guatemala, nu știu ce era pe acolo. Și s-a oprit, adevăr, când... Bun, promiteam, apropo de suporteri, o să vedeți un material cu adevărat special. Este vorba despre un suporter al FCSB-ului, care depune eforturi remarcabile să fie alături de echipa la fiecare meci. Haideți să urmărim și după aia vorbim. Manuel Dogaru este din Craiova, are o boală rară, sindromul Wilson, dar virusul care l-a contaminat cel mai tare în viață se numește FCSB. Manuel are parte de puține bucurii, iar echipa favorită este prima pe listă. FCSB este Steaua. Mă bucur că iubesc această echipă, am sângerul în vastu. Sunt bine primit la Club și la Abad și în PSR am fost vreo 2-3 ori. Așa zic, are la familie Steaua. Mă ajută clubul. Cu bilet și la fiecare meci de acasă și când e deplasat și vreau să mă duc, am zis că am fost și aici, la Craiova, tot timpul îmi dau bilete. În ciuda dificultăților pe care le-a scos în cale viața, Manu, așa cum îi spun prietenii, nu lipsește de la niciun meci al celor de la FCSB. Pentru el, toate sunt în deplasare. Vine de la Craiova cu trenul pentru a-și vedea favoriții. Jucătorul echipei de astăzi care îl inspiră este Risto Radunovici. Bă, Victoria! FC-ul Craiova. Am și poză cu el. E un băiat jos pe el. Luptător, se dăruiește echipe. E cu suflet mare.
În privința trecutului, alegerea lui Manu e simplă. Mihai Neșu, fost jucător la FCSB, a fost lovit și el cumplit de soartă. O accidentare oribilă i-a schimbat complet viața. E un luptător. Luptător ca și mine. Sunt de luptători amante. Mă inspir, îmi dă mai multă putere să fac și eu. Să îndoiesc mai mult, să reușesc mai mult. Favoritul all-time al lui Manuel este un internațional care a făcut istorie la FCSB. Nițera, nu-i foarte mult. A plecat de jos. A ajuns de ajuns. Dormi vreodată un tricot? Pe mine, cu ce de la Anita am dormit îmbrăcat. Principala calitate a unui luptător este optimismul. Manuel Dogaru nu face excepție. De singura variant, să rup, să continui viața. A doar întâi nu mi-am dat altă variant. Iar n-am luat în calcul. Trebuie să rup, să fac tot ce-mi doresc. Forța Steaua, Doamne ajută, rog campionat. Să fie anul nostru, sezonul nostru. Da, o poveste nu emoționantă, mai mult decât emoționantă, meme, și mă gândesc că... Manuel, pe Manuel cunosc de câțiva ani, este alături de alți suporteri speciali ai noștri o sursă de inspirație pentru noi. E un băiat remarcabil din toate punctele de vedere și un luptător cum... bine, el l-am adus în vestiar, l-a vorbit băieților, chiar... pentru genul ăsta de suporteri merită să te dăruiești așa cum au făcut-o cel puțin la ultimele meciuri băieții noștri. Într-adevăr, mai mult decât impresionant. E greu să îți găsești cuvintele când vorbești despre astfel de suporteri. Nu, când vezi un asemenea om care face asemenea eforturi să trăiască o viață cât de cât normală, îți dai seama că greșești grav când te superi pentru tot felul de prostii în viață. Da, e evident. Nu, te super pe tot felul de prostii și ești cătrănit și enervat și după aia un om ca ăsta care se luptă și trăiește, cum spun, trăiește în condițiile astea îngrozitoare, te face să te, nu știu, să spui, să te întrebi, să-ți propui să-ți recalculezi pașii în viață, sigur că uiți. Te ține impresia asta o zi, două și după aia ai uitat. Uite, eu spun și mă bucur că și Manuel... are și el un model și pe mine la vârsta asta m-a schimbat foarte mult Mihai Neșu. El este într-adevăr alt caz extraordinar, da. Un fenomen, unul dintre aleși, chiar este unul dintre aleși. Aveți mulți suporteri de ăștia? Adică avem suporteri care nu suporteri nevăzători care vine din Reșița la fiecare meci al nostru, indiferent unde jucăm. Și vine cu familia și povestește meciul? Sau? Vine singur, este preluat de suporterii noștri din Peluza Nord și urmărește partidele din Peluza Nord. Practic, ascultă zgomotul peluzei și în funcție de reacțiile oamenilor își dă seama de ce se întâmplă în meci. Și el a fost chiar anul ăsta, la un meci al nostru, a fost în vestiar și a cunoscut, știi că ei au... Se dezvoltă al șaselea simț. Absolut. Da, și e copleșitor, dar în același timp sunt oameni capabili să-ți transmită o energie pe care nu o găsești în altă parte. Știi, eu nu-mi dau seama de lucrul ăsta și asta poți tu să-mi zici. Cât realizează și în ce măsură realizează fotbaliștii că de fapt totul este pentru oameni, că de fapt publicul este mai important decât... Că l-am auzit pe Cristiano Ronaldo, e adevărat, în interviu cu Piers Morgan... Când și-a dat foc la valiză. Un pic, da, când și-a dat foc la valiză. Da. Dar el vorbește acolo, poate și într-un exercițiu foarte inteligent, așa, de atragere, de simpatie din partea suporterilor, el vorbește numai, sunt cei mai importanți. Adică e pentru el ei joși... Am văzut foarte multe episoade cu Cristiano Ronaldo în rolul ăsta. De fotbalist care pentru suporteri în stare să facă orice. Am văzut scoțând suporteri din mâinile forțelor de ordine. Copiii aducându-i să... Fotbaliștii sunt și ei oameni diferiți unul față de celălalt. Sunt unii care sunt foarte sensibili și pentru care lucrurile astea contează foarte mult. Alții care poate nu arată să fie sensibili, dar sunt în lăuntrul lor. Și alții care...
Nu știu, poate trec fără să observe lucrurile astea. Eu nu vreau, chiar nu vreau să vorbesc despre mine, dar pe mine m-au impresionat și am acordat foarte mare atenție chestiei astea. Deci eu niciodată n-am lăsat jucătorii să plece fără să salute suporterii, fără să stea la autografe sau la post. Nu ai voie să faci așa ceva. Adică în momentul când, pentru că se întâmplă, cum am, și cu asta m-am oprit, la Botoșani am venit toată foarte târziu și urma să mergem la masă, niște copii așteptau, era frig afară și n-am mai lăsat jucătorii să rămână. Era seara târziu, au intrat direct la masă. Și am auzit copiii ăia care de unde strigau numele jucătorilor și abia așteptau să facă fotografii cu ei și să le ia autografe, strigau contra lor. Am ieșit, am stat cu ei minute bune până când au terminat băieții masa și i-am rugat să iasă afară pentru că îi transformi în dușmani în momentul în care nu le acorzi atenție. Pentru că ei pentru tine vin și e o mare lucru să vină, știu suporteri că mai scriu. Când ajungeți și stau ore întregi și așteaptă ca să facă o fotografie cu un jucător, că n-a pus să faci cu mai mulți jucători. Pentru ei, da, într-adevăr, trebuie să faci orice efort pentru a fi alături de ei. Altfel, nu ești om. Ce? Iarăși o chestie care poate n-a, îmi vine acum întrebarea. Ce condiții au oamenii cu handicap la stadioane din România? Sunt ok? Da. Adică au... Stadioane și stadioane. Pe arena națională, bănuiesc, au locul este lor? Platou, au... E platou pentru acolo la tribuna și e lift. VIP. E lift. Asta da, e important să fie vedere, lift. Sunt rampe, sunt lifturi. Dacă nu ai lift, e complicat. Absolut, e imposibil dacă nu ai. Ba nu, îi mai bagi, am mai văzut stadioane care n-aveau lift, îi bagau pe pista de atletism pe acolo, în fine, complicat. Dar vin puțin. Eu mi-aș dori să vină mai mulți. Puțin ce? Puțin oameni cu probleme. Cu probleme, cu dizabilități. Pentru că nu suntem puțin, în Anglia ca să se bucure de condiții foarte bune. De regulă, acești oameni se chinuie îngrozitor la marginea societății, cu ajutoare minime de la stat, ascunși și așa mai departe. Am fost recent. În Anglia, spre exemplu, este un cult. Da. Adică... De asta vreau să zic că am fost recent la Londra, la, mă rog, concert ABBA. Au făcut. Și primul rând al zonei de scaune era, de fapt nu era un rând, ci era o zonă imensă în care erau doar oameni cu dizabilități. Da. Aveau locul lor special și tot așa în Belgia am fost recent. Silviu, dacă acolo ei sunt chiar integrați în societate, nu sunt doar vorbe goale. Încearcă unii, dar per total acești oameni din păcate sunt integrați în societatea noastră. Uite, vezi asta pentru că asta mi se pare ce spune omul ăsta. Astea sunt niște povești pe care lumea nu le știe despre clubul vostru. Ok, mi s-a părut interesant ce a scris la un Daremus Răureanu, apropo de iubirea asta care se varsă către clubul vostru în permanență. Chiar dacă unele decizii, de exemplu, și nu depinde de tine. Fără să fie tine, stimulată. Nu sunt întotdeauna. Tu întotdeauna ai depus eforturi să fii foarte aproape de ei. Dar uite poveștile astea, de exemplu. Cum aduceți oameni cu probleme la stadion? Le plătiți? Iarăși o chestie care poate n-a. Îmi vine acum întrebarea. Ce condiții au oamenii cu handicap la stadioane din România? Sunt ok? Da. Adică au... Stadioane și stadioane. Pe arena națională, bănuiesc, au locul este lor? Platou, e platou pentru acolo la tribuna și e lift. VIP. E lift. Asta e important să fie vedere, lift. Sunt rampe, sunt lifturi. Dacă nu ai lift, e complicat. Absolut, e imposibil dacă nu ai. Ba nu, îi mai bagi, am mai văzut stadioane care n-aveau lift, îi bagau pe pista de atletism pe acolo, în fine, complicat. Dar vin puțin. Eu mi-aș dori să vină mai mulți. Puțin ce? Puțin oameni cu probleme. Cu probleme, cu dizabilități. Pentru că nu suntem puțin, în Anglia ca să se bucure de condiții foarte bune. De regulă, acești oameni se chinuie îngrozitor la marginea societății, cu ajutoare minime de la stat, ascunși și așa mai departe. Am fost recent. În Anglia, spre exemplu, este un cult. Da. Adică... De asta vreau să zic că am fost recent la Londra, la, mă rog, concert ABBA. Au făcut. Și primul rând al zonei de scaune era, de fapt nu era un rând, ci era o zonă imensă în care erau doar oameni cu dizabilități. Da. Aveau locul lor special și tot așa în Belgia am fost recent. Silviu, dacă acolo ei sunt chiar integrați în societate, nu sunt doar vorbe goale.
încearcă unii, dar per total acești oameni din păcate da, uite, nu vezi, sunt integrați în societatea noastră. Uite, vezi asta pentru că asta mi se pare ce spune omul ăsta. Astea sunt niște povești pe care lumea nu le știe despre clubul vostru. Ok, mi s-a părut interesant ce a scris la un dare Muzrăureanu, asta sportul, apropo de iubirea asta care se varsă către clubul vostru în permanență, chiar dacă unele decizii, de exemplu, și nu depinde de tine. Fără să fie tine, stimulată. Nu da. Sunt întotdeauna. Tu întotdeauna ai depus eforturi să fii foarte aproape de ei. Dar uite poveștile astea, de exemplu, cum aduceți oameni cu probleme la stadion, le plătiți noi am biletele. Noi am avut tot timpul, am acordat atenție acestui tip de suporteri pe care i-am considerat mereu special, deosebiți. Am avut o suporteră din Oradea pe care am invitat-o împreună cu mama ei și a mers în deplasări europene cu echipa, cu avionul echipei, cu charterul echipei. Nu mai este printre noi, dar măcar atâta lucru știu că a plecat dintre noi măcar cu satisfacția că a mers împreună cu echipa pe care o iubea, cu jucătorii pe care îi venera în avion. Și nu numai la o singură. Mihaela Guler, țin minte și acum cum o chema, din Oradea. Da, e complicat să ieși și să... Că pare că ți-ai face reclamă cu astfel, cu genul ăsta de acțiuni. Nu, dar e bine ca lumea să știe, oameni buni, dacă iubiți echipa asta, da? Dacă iubiți echipa asta sau orice altă echipă, că dacă se întâmplă lucrurile astea, poate la Craiova, la Cluj, la Habana, să știe că au posibilitatea. Băi, da. Primesc un bilet, sunt tratați aparte, sunt duși într-un loc, adică să știe și oamenii ăștia da, că oricând. Băi, își găsesc oricând un loc oricând. Într-un stadion, la un meci de fotbal, poate sunt și alții care iubesc echipa voastră. Oricând, e adevărat. Da, e o mărturisire în sensul ăsta și trebuie făcută, mai ales acum în postul Crăciunului, într-adevăr, oricând, orice suporter care are nevoi speciale este binevenit și va fi tratat așa cum merită. Bun, apropo de suporteri, de data asta suporteri de alt tip. Ați văzut postarea Federației Române de Fotbal? Trecem într-un registru un pic mai vesel. Pe mine m-a șocat declarația lui Edi Ordănescu. Cum să fie meciul cu Moldova, un meci important? Nici o conjunctură nu poate să fie o meci importantă împotriva unei echipe din urna a patra valorică. Sau a cincea, dacă sunt cinci urne. Din ultima urnă valorică. Atenție! Haideți să vedem întâi asta, după aia ne concentrăm și asta. Deci asta este postarea Federației Române de Fotbal. Deci, vine avionul, uite-l cum zboară, dintr-o țară în altă țară, zboară și nu poate pricepe, care țară, unde începe. Sunt versuri din Zdop și Zdup. Țară veche, țară nouă, parcă-i una, parcă-s două, ba aparte, ba împreună, parcă-s două, parcă-i una. Bine te-am găsit, Moldova, deja ne simțim ca acasă. Restul, deci comentariile sunt, nu știu, unele dintre ele sunt foarte haioase pe marginea acestui exercițiu liric. Da, mai mult sau mai puțin liric. Adică cred că avem poeți și noi, și cei din Republica Moldova, care aveau mai mult har decât niște versuri naive care nu spun mai nimic. În fine, da. Corporateza asta care ne sufocă, văd că la federație a prins foarte bine. Oho! Foarte, foarte bine. Da, cât de bine a prins. Da. Asta e, de fapt, mecanismul federației. Merge foarte bine în acest punct de vedere. În acest punct de vedere merge excelent. Și acum, să vorbim de o dată de ce s-a întâmplat și de ce e mai important meciul, că e bună asta întrebarea ta. Voi ați înțeles de ce e mai important dacă meciul? Dacă băteam Slovenia, nu era mai important. Fără discuție, da. Era mai important ce Slovenia. Nu, dar nu poți să spui că meciul cu Moldova poate fi important și dacă să spui, bați cu 15-0. Da. Încă o dată, Moldova are niște rezultate catastrofale. Acum, cu Liga asta națiunilor, mai bate și ea pe cineva. Avea ani de zile de când nu bătea pe nimeni. Acum mai joacă cu San Marino, cu astea mai bat și ei pe cineva. Urna a cincea valorică, ăsta este adevărul. Da. A cincea, ultima urnă valorică. Ți s-a părut atât de, pentru că am auzit inclusiv chestia asta legată de echipa noastră, Meme, ți s-a părut atât de, cum să spun, 11, atât de întinerit și așa de departe de o
realitate de asta, nu știu, a locului național. Am văzut că ne-am plâns că au lipsit 12 jucători, dar dacă au lipsit 12 titulari, nu știu cum încap 12 titulari într-o echipă de fotbal, unul puțin trebuie împins așa. Apoi da, jucăm cu doi portari, avem voie. Și asta, poate să fie și asta, dacă tot s-au schimbat atât de multe, 5 schimbări sunt acum, de ce n-ar fi și doi portari la echipele care suferă? Care suferă, exact, care au probleme. Dacă, dacă primești mai mult de 15 șuturi pe spațiu poți exact, atunci ai putea să ai doi portari. Să ai doi portari. Dar cred că ar trebui totuși un portar de dreptaș și unul stângaș, dar da, mă, și acolo e de discutat. Vă zic eu, s-ar da cap în cap și tot am luat. Am luat gol! Veni mingea pe mai puține, mă. Da, dar știi ce? Ai luat mai puține, ai luat oricum. Dar ar avea ocazia să spună, nu ți-o vină da, da, da. Da. Așa. Pentru că cei 12, să lăsăm cei 12 titulari care au lipsit deoparte și să vedem cine ar trebui neapărat înlocuit. Portar din străinătate care a lipsit, nu cred că există la momentul ăsta, eu pentru că zici, pe Radu accidentat. Și nici la Cremoneze nu mai apără, nu mai apără. Nu. Da. Da. Așa. Mane e cam titular, să zici că e Raciu acolo. Da, poate. Sunt da, care pe care, adică nu e că joacă Raciu. Burcă e titular clar, deci da, nu se discută. Dincolo, într-adevăr, e Bancu, a fost Vătăjelul. Dar Bancu și-a rupt genunchiul, se întâmplă și la case mai mari. Că o să stea se întâmplă și la case mai mari. Nu văd echipa fără Răzvan Marin, că n-are cum. Fără Marius Marin, că văd că e titular. Da. Acolo, la celălalt Inter, să spunem că ar fi Stanciu. Ar fi Stanciu, acolo este. Acolo ar fi, dar stai un pic, Cicâldău nu este... nu, poate nu e în momentul de față fotbalistul de acum o perioadă de timp, dar Cicâldău e un jucător din circuitul naționalei. Torbal. Deci cumva vreo 6 titulari au cam jucat. Pușcaș. Pușcaș cu Raonate, e el acolo, normal. Nu o să scăpăm niciodată. Așa? De el, Drăguș este un jucător. N-avem cum să scăpăm. Nu. Ce vură e asta. N-avem cum, nu. Drăguș e un jucător în formă dintr-un campionat mai bun decât al nostru. Da. Da? Chiar e. Și Cordea era unul dintre jucătorii cei mai în formă ai campionatului nostru. Adică... La Cordea era Manda, care Manda a lipsit o perioadă destul de lungă, dar nu e cam... A fost o echipă care părea competitivă. Drept dovadă, în partea a doua a meciului, chiar a jucat bine. Da. A jucat bine. Da. Nu da, se poate ignora faptul că a jucat bine în partea a doua a meciului. Prima parte a fost, într-adevăr, o problemă mare. E aproape inexplicabil, nu înțeleg ce se întâmplă. Ce, n-ai înțeles? Prima sau a doua? Reprizele astea diferite pe care le facem, nu e prima oară că se întâmplă. Adică joci o repriză bună, ori a doua, ori prima, da, și în altă ești, da, cu Finlanda am jucat prima. Da, ești cu totul altă echipă, eu asta nu pot să înțeleg. Adică, bun, ce se poate schimba la pauză? Adică, cum? Nu pricep. Da. Eu n-am jucat fotbal de pe poate fotbal. Schimba, mai poate nu știu mai cum mă pricep. E, asta mai poate. Că poate nu depinde și, de noi. Poate depinde și de adversar care a intrat poate, a doua, poate, partea meciului pe vârful. Poate. Adică da, e și... Dar cred că pe Moldova o să facem două reprize la fel de bune, cred. Remarcabil. Cred că da. Bun. După ce că au doar trei internaționali și ea joacă la noi, nu o să ne supere. Nu o să ne supere Vadim, Rață, Damașcan și cu Armaș. Nu o să ne încurce. Nu e și... Că au plecat cu și cine mai e? Virgiliu. Andronachi. Ah, da. Postolachi. Postolachi, Andronachi. Am făcut o combinată din... Uitase. E Postolachi, mă, cum? Postolachi. Bun, haideți să vedeți ce spunea Gică Popescu despre... într-un interviu exclusiv, ce vorbea despre... povestea despre această națională a noastră. Am jucat ca niciodată și am pierdut ca întotdeauna. E normal să se întâmple așa, pentru că rezultatele pe care le-a avut Teddy de când a jucat echipa națională au fost toate negative și sunt convins că și el caută soluții, caută jucători pe care să se bazeze în campania care se apropie. De aceea, până la urmă, sunt meciurile amicale pentru a proba jucători care pot fi o soluție în meciurile următoare, deci văd o idee bună aceasta de a aduce noi jucători suflu nou la echipa națională. Nu a fost o evoluție într-atât de bună încât să iasă la evidență, să iasă la rampă anumiti jucători. Revoluția pe ansamblu a jucătorilor a fost una bună, ne-a creat foarte multe ocazii. Probabil că și Slovenia au lăsat-o mai moale având un 2-0 la pauză. Mi se pare puțin deplasată atitudinea asta să uiți de prima repriză și să te raportezi doar la repriza a doua ca și cum prima repriză nu aș fi făcut parte din joc. Totuși este un meci pierdut.
Dar cu evoluția a doua, în repriza a doua foarte bună, până la urmă rezultatul este de partea slovenilor, am pierdut cu 2-1. Avem o grupă, cred că dacă ne-ar fi pus cineva să punem pe hârtie o grupă pe care ne-am fi dorit-o, nu cred că putem să alegem așa de bine cum a ales, cum a ales soarta pentru noi. Este o grupă în care nu avem voie să nu ne calificăm. Dacă am ajuns într-atât de jos încât să nu luăm fața Israelului, cel puțin de locul 2. Spunem că Elveția e o echipă care a crescut mult în ultimii ani de zile. A participat la turneile finale, fie că a fost vorba de mondial sau de european în ultimele ediții. Ok, putem accepta. Cu greu. Eu cu greu. Dar probabil că băieții s-ar bucura și cu locul 2. Și cu toții ne-am bucurat dacă am obținut locul 2, pentru că ne duce la campionatul european după o absență de foarte mulți ani. Am pierdut cu 2-1, deci mai puțin de entuziasm și mai multe critici, autocritici pe care trebuie să și le facă jucătorii și să încercăm pe viitor, da, să începem să câștigăm. Dumnezeu, am și uitat de când echipa națională a mai câștigat un meci contra unei echipe cel puțin de clasă medie. M-a surprins și pe mine, wow, îi contează foarte mult meci cu Moldova. Pentru că se gândește probabil că vom câștiga. Și atunci o să zic că, wow, cu siguranță că dacă vom câștiga în Moldova, mă aștept la o stare euforică așa încât să așteptăm să iasă lumea pe stradă. Jucăm totuși contra Moldovei. Ok, este un meci pe care nu avem voie să nu-l câștigăm, e meci amical, va trebui să atacăm, să punem probleme în Moldova, nu? Și de acolo, și cu repriza a doua din meciul cu Slovenia, plus o evoluție, sper eu, până contra Moldovei, să avem un mic avantaj de moral pe care să așternem următoarea campanie. Da. Totuși, jucăm contra Moldovei. Haideți să nu fim atât de entuziasmați că vom bate Moldova dacă vom bate. Edi vorbește foarte bine. Este un antrenor care vorbește foarte bine, care nu-și asumă foarte multe din greșelile pe care le face echipa și întotdeauna încearcă să mute puțin către echipă responsabilitatea și greșelile. Ar trebui să-și asume mai mult din aceste înfrângeri, nu numai momentele bune și alea mai puțin bune să-și asume, pentru că face parte din întreg tablou. Dar cam gata. Și cu experiențele, gata, și cu probele, gata, și cu, eu știu, când ne-a lipsit un jucător, când ne lipsește altul, când ne lipsesc nu știu câți, sunt cei pe care avem, pe care el îi știa, și din cei pe care are la dispoziție trebuie să aleagă un prim 11 sau 16 jucători care joacă până la urmă și să obțină rezultate, pentru că, gata, știți cum, răbdarea are și ea o limită, iar cred că Edi a avut o răbdare din partea celor care conduc echipa națională la nivel de federație mai mult decât generoasă. Da, mâhnit și Gică Popescu până la urmă. Ok, luăm o scurtă pauză publicitară, după aia eu mă voi ridica, mă voi duce la... am o plasmă aici lângă mine. Și vom încerca să vedem cine până unde se duce la Cupa Mondială alături de noi. Ne contrazicem non-stop, deci e minunat, îți dai seama. Ne trebuie 3 ore emisiune. Da, mai o să avem jumătate de oră să faceți chestia. Ne-am întors și suntem gata de ceartă aici. 25 de minute au domnii Mihai Stoica și Bogdan Cosmescu să se certe pe cine pe ce loc termină în grupele astea. Hai să le vedem grupele, să le arătăm oamenilor. Poate nu toată lumea știe exact cum sunt grupele de la Cupa asta mondială, deci avem așa, țările de jos, Ecuador, Senegal, Qatar, Anglia... Nu zis, dar de ce e sus dacă sunt țările de jos? Așa e, că sunt cap de serie, nu, cap de serie cine? Qatarul, cred că, a? Qatar, cred că a fost. Anglia, Statele Unite, Iran, Țara Gailor, Polonia, Argentina, Mexic, Arabia Saudită, Franța, Danemarca, Tunisia, Australia, Germania, Spania, cred că Spania era cap de serie, părerea mea. Spania, Germania, Costa Rica, Japonia, Croația, Belgia, Canada, Maroc, Elveția, Serbia, Brazilia, Camerun și Portugalia, Uruguay, Ghana, Coreea de Sud. Acestea fiind zise, am văzut grupele, noi avem ăla, tabloul ăla, știți, alambicat, pe care o să-l punem imediat și o să-i rog pe fiecare în parte să-mi zică. Deci, avem așa, grupa
A1. Deci cine termină pe primul loc în grupa țările de jos? Ecuador, Senegal, Qatar. Dar trebuie să ne spui dacă e adevărat cu ce se întâmplă milionul. Cu milionul. Păi nu, asta ne ia de la noi și spune sigur. Nu ne iei de la mine milionul. Adică nu, nu știu ce părere ți-ai creat. Eu nu dau nimic aici. Eu doar iau. Eu vreau să știu, meciul de debut, e adevărat ce se spune? Cu milioanele alea. Milioanele alea alte. Alea, dacă s-au dat într-o parte ca să se dea la o parte Ecuadorul. Zi, Bogdane. Eu ce să zic, aici mi se pare că Olanda n-are cum să rateze locul întâi și eu văd pe Senegal pe locul 2. Dar încă o dată, aia cu banii dați și e... Bă, să știi ce m-a surprins? Eu așteptam un... N-am urmărit atent fenomenul Qatar, dar așteptam să aibă un alt lot. Sunt de-ai lor, mă, eu am căzut că e plin de platini. Deci sunt două țări, doar cu jucători din campionatele interne. Da. Qatar și Arabia Saudită. Pe Qatar cine să ia? Nu, da. Nu mă așteptam să fie mai mulți brazilieni naturalizați. Qatarii de toți vreo 300.000. Bine, și Islanda erau vreo 300.000. Mai țineți minte campionatul mondial de handbal când au jucat finala sau semifinala? Da, da, le permitea și pentru că... Și ce-ați permite că, mă, niște brazilieni să-i naturalizeze? Am avut noi handbalist care a fost ofertat să joace în naționala Qatarului. Că acolo legea la handbal este că dacă în ultimii 2 ani ai jucat pentru naționala ta, chiar dacă tu în prealabil jucasei, ulterior poți să joci pentru o altă națională. Și de aia, de exemplu, au putut să ia mulți foști internaționali din alte țări, dar care în precedenții 2 ani nu mai jucaseră pentru naționalele lor. Și asta a fost regula. Bun, deci tu zici Olanda Senegal. A1 și... Și Senegal, a? Eu ca să... Eu să pun echipa lui Meme, exact. Că Bogdan Gozmescu... Se ceartă singur, n-are nevoie. Da, așa, zi Meme. Olanda, locul 1. Mă rog, țările de jos, să nu avem vreo problemă. Eu trec net. Să-mi ierte lumea scrisul, nu sunt... Poți să scriu, mai... frumos. Deci, avem Netherlands. Așa. Așa și... A2. Păi ce să... Bine, mă, o lăsăm așa. Știi o lăsăm pe Senegal, dar nu joacă Sadio Mane. Dar am văzut că totuși e în lot. Da, pentru că poate să joace la ultimul meci din grupă. Știi cât... Speră să refacă pentru ultimul meci din grupă. Știi câți jucători are Senegalul din top 5 campionate? Nu. Știi câți? Zi o cifră așa. Din 26 zic că sunt 20. 17 jucători din top 5. Și stai un pic că el alți 5 sunt din Rusia, și din cine știe de jumătate, jumătate sunt născuți prin Franța. Așa. Deci, da. Senegal 2 sau francezii au 38 de fotbaliști născuți în Franța care joacă pentru alte naționale. Da, 38. Da, da. Păi a vorbit Aubameyang recent, zicea că aveam șansa. Englezii au mulți în țara galilor. Deci trebuie să punem doar una acolo, nu? Da. Am pus-o pe Senegal și să da, Senegal pe 2, da? Eu să știi că i-am văzut. Okay. Care treaba? Tu ar trebui să ai drept de veto. Dacă eu ziceam Ecuador, tu spuneai între Senegal și Ecuador. A, deci eu sunt ăla care decid până la... Da, știi ce? Cred, i-am văzut pe olandezul foarte, foarte bun. Foarte bun. Așa. Foarte bun olandez. Știi, am văzut pe cele micale. Jucător izraelian sau The King? Ăla care împarte dreptate. Acum ce facem? BU? Deci avem grupa B. Anglia, Statele Unite, bune, Iran, țara gailor. Anglia locul 1 și Bogdane, Anglia 2 locul 2. Nu, eu văd pe americani pe locul 2. Mi se pare că au o echipă excelentă anul ăsta. Tu vezi țara gailor pe 2 sau Statele Unite? Tu ai zis Anglia 2 este țara gailor. Deci tu ai văzut țara gailor. Aici e discutabil, că vezi, de aia era capcană, că poate să fie Anglia 2, că n-ar. Statele Unite, ai câștigat oricum. Bun, deci Anglia, da? Anglia, clar. Pe locul 1. Iar SUA Iran ca în 98. Da, să zici că îi pune special. Da. Anglia și? Eu văd Statele Unite. Mi se pare foarte bun. Un lot foarte bun. Bun. Eu... deci eu ce fac? Eu împart? Tu împarți dreptate. Eu împart dreptate. Tu USA sau țara gară. Nu, echipa... Nu, ți-am zis că fac lumea la sfârșit. Da. Domnule, ce a spus domnul Stoica? Da. Nu ce a zis domnul Cosmescu. Poate ce a zis domnul Cosmescu. Deci... O să ține minte, fii atent, că după mondial, notez, da. După mondial o să aibă Cosmescu dreptate și ia milionul. Să vezi. Bun, deci, Wales, da? Wales, țara gailor. Ai încredere în Garrett? Pentru Jonathan Price și Sir Anthony Hopkins. Grupa C, Polonia, Argentina, Mexic, Arabia Saudită, asta e complicată. Zi Bogdan.
Chiar că e complicat. Argentina, asta. Primul, Mexic 2. Nu le dau nicio șansă polonezilor. Aici chiar sunt aproape sigur pe mine. Aici ești... Sunt aproape sigur, adică am văzut pe mexicani, sunt foarte buni. Mie Polonia mi se pare destul de molestă. Sigur că e campionat mondial, se poate întâmpla orice. Dar în primul va fi cald. Ceea ce pe polonezi nu cred că îi avantajează deloc. 30 de grade e maxima. E maxima. Să știi că și eu... Și umiditatea mare, mă, 30 de grade să bată soarele. Cred că e cald. Multă lume zice Polonia că se gândește la Lewandowski și pe la Zielinski, dar nu sunt. Joacă tot... e cimitirul elefanților. Joacă Glick. Mai e Milik, mai joacă, sunt niște băi, bă, dacă e Milik, nu e Lewandowski. Adică nu prea poate să joace și Milik și Lewandowski. Joacă Glick, joacă Krkoviak. Și eu zic, cam la fel zic și eu Polonia și Mexic. Deci, Argentina 1, da? Eu așa-i văd. Da. Ce 1? Argentina? Da, clar. Bă, dar știi care e treaba? Noi o cam dăm de calcule hârtiei. Băi, cam da. Argentina și Mexic... Luăm cote mici. Deci nu, dar întâmplător chiar i-am văzut pe mexicani jucând. Joacă foarte bine. Bă, dar știi că eu mă uit deja cum arată knockout phase. Așa. Anglia-Senegal arată bine. Chiar și țările de jos... Următoarea. Hai că după aia avem astea de care cum. Da, gata, îi dăm. Franța, Danemarca, Tunisia, Australia. Stai așa. Grupa D. Eu o văd prima pe Danemarca. Și pe doi Franța. Eu așa o văd. Niciodată. Da. Asta e părerea mea. I-am văzut pe danezi care mi se par... Și mie îmi plac. Foarte buni. Foarte buni mi se par. Iar francezii nu mi se par foarte buni în momentul de față. Franța are o singură problemă, că jucătorii care au fost determinanți, doi dintre jucătorii determinanți, Kanté și Pogba, lipsesc. Da. Kanté a făcut un campionat mondial de excepție acum 4 ani. Mă, și era funcționar. Și Pogba a fost foarte bun, mai ales în final, a fost foarte bun. E, peste Giroud au trecut ani, dar pare tot bun. Benzema pare tot bun. Benzema e acum, că n-a fost la ultimul. Da. El da, n-a ieșit, el nu-i campion mondial. Benzema a fost bun în august. Da, vezi? Poate că dacă Benzema era, nu se mai sacrifica un Giroud pentru Griezmann și Mbappé și nu mai erau la nivelul ăla. Cine știe? Bun. Deci. Eu zic Franța-Danemarca, zici tu. Ok. Eu zic Danemarca-Franța. Dar eu spun că și Australia poate să fie surpriză. Deci Danemarca de 2. Australia cam făcut surprize. Iar Mexic, nu știu dacă, poate mă înșel, dar Mexic s-a calificat mereu Danemarca și de unul în faza eliminatorii. Cam totdeauna s-a calificat. Tot timpul s-a calificat. Tot timpul, dar nu, mie... deseori, să spunem. Băi, tot timpul s-a calificat. Eu spun, am văzut pe danezi și mi se par foarte buni. Da. Următoarea. Spania, Germania, Costa Rica, Japonia. Aș vrea să spun că nu merg nemții. Dar totuși am încredere în Hansi Flick. Am încredere în antrenor. Japonia are abia au bătut pe Oman cu 1-0, sigur nu sunt concludente meciurile de amistate amicale. Da, nu știu ordinea. Asta, aici e... Spania-Germania. Spania 1, Germania 2. E greu totuși să mergi pe mâna Japoniei. Ți-i conști de meciul ăla dintre ele, nu? Când le-a dat cu terenul în cap, nu știu, da. Spania 1? Mie nu-mi place Spania, chiar dacă Spania poate să câștige și titlul. Da. Că e Spania totuși. Da, nu prea are... Mie nu mai are Germania nu-mi Spania nu mai are portar, cum a avut, și nu mai are fundaș central. Dar ai văzut că nu l-a luat pe De Gea, nu l-a luat pe Ramos. Nu l-a luat pe Kepa. Da. Portarii sunt de la Brighton și Brentford. Unai Simon, probabil. Unai Simon, dar ceilalți 2-3... Hai, dă-i, ca să nu pierdem vremea, dă-i Spania, da? Spania? Da. Eu nu sunt convins cu Germania. Ține, da, mă rog, pune în Germania. Eu chiar văd ordinea invers. Vezi nemții primi. Da. Eu nu am încredere în nemții, nu mi se pare că-s bun. Da, deci tu vezi invers, meme? Eu văd invers, da. Păi stai să ștergem. Lasă așa. O lăsăm așa? Lăsăm așa, da. Ok. Grupa F. Croația, Belgia, Canada, Maroc. Croația, Belgia... Păi și Belgia acum nu mai e... Eu cred că sunt picaj amândouă. Eu aș vedea pe canadieni să fac o surpriză, nu știu, să vedem. Joacă Hutchinson la 114 ani. Da, joacă. 39 da. De ani. Eu n-am încredere în Croația. Într-adevăr, la Real Madrid, Modric joacă extraordinar. Dar nu știu dacă... Eu zic să punem Belgia-Croația. Belgia-Croația. Ok, Belgia 1, grupa F, aici e Croația. Mergi numai pe rezultatele normale. Păi ce să facem? Hai să băgăm acum o surpriză. Stai un pic, lasă că dacă așa ieșit, stai un pic. Surpriza fi să nu se califice Brazilia.
Bă, Belgia nu l-are pe Hazard. Ar trebui să ajungă totuși. A avut atâtea turnee. Hai să vedem mai departe. Asta e foarte complicat. Aia e îngrozitoare. Brazilia, Serbia, Elveția, Camerun. Ghana i-a bătut pe Elveția 2 pe care merg la Mondial. Acum aia a bătut cu 2-0. Acum da, două zile. Da, nu prea se pune asta. Bă, nu știu. Și Elveția a bătut în Spania, recent. În Liga Națiunilor. Și Egipt a bătut Belgia ieri. În Liga Națiunilor. Da, nu știu să zic. Deci, asta e... Pe Brazilia locul 1. Și Brazilia 1? Aia, nu? Da, mă, știu, mă, normal Elveția, totuși. Brazilia. Normal Elveția, okay. Nu? Adică, crezi tu că... Îi lasă Sârbia acasă? Că fac Sârbia Brazilia acasă. Și? Nu. Meme? Da, Elveția. Elveția. Sârbii trebuie să facă ceva pe acolo, vreun... Nouă ne trebuie calificarea Elveției. Și acum... Spun, dacă nu se califică, ne mănâncă în preliminarii. Și acum, Portugalia, Uruguay, Ghana, Corea de Sud. Mai țineți minte meciul ăla Uruguay, Ghana? Da, cu penaltiuri, dar s-au dat, da. Când a scos Luis Suarez. E eliminat, dar după aia ajunge în finala mică. Și ratează Gian Asamoa. Le mănâncă semifinalele. Da. Vă rog, da. Portugalia, Uruguay, Ghana, Corea de Sud. Portugalia, Uruguay, primele două, dar... Nu știu, toată lumea zice de Portugalia că e favorită, că face. Eu spun că Portugalia, nu știu, parcă nu-i văd făcând mare figură. Mie îmi plac... Zilo cu 1. Portugalia. Portugalia și Uruguay, zici tu. Da, Uruguay. Da. Bun. Uruguay e foarte bună, iarăși, da. Deci Portugalia... Încă o dată este un campionat mondial atipic, selecționerii nu au avut timp să pregătească nimic. E clar, n-ai avut timp să pregătești nimic. Portugalia... Ce, o săptămână? Ce să pregătești? Uruguay. Bun. Uru. Și acum hai să înceapă faza eliminatorie. De la stânga la dreapta. De la stânga la dreapta. Deci, țările de jos, țara gailor. Merge mai departe. Eu cred că n-ajunge acolo țara gailor, dar dacă ajunge, le va fi greu olandezilor. Ok. Nu știu. Olanda. Dacă am pus așa Olanda. Ned cu arg, da. Ned. Dacă am plecat așa pe drumul ăsta... Ned. Argentina, Danemarca. Lasă-ne cu Danemarca, că nu o să facă nimic. Argentina. Danemarca. Argentina? N-are cu. Bun. Dar dacă e Argentina-Franța acolo? Că dacă Danemarca termină grupa, mă rog, vom vede. Spania-Croația. Băi, dar chiar așa se pot întâlni Spania cu Brazilia în... Da, asta în sferturi. Da. Și Argentina-Brazilia în semifinale. Senzațional. Deci? Da. Deci, Spania, Croația? Spania? Acum mă gândesc dacă nu vor fi în ultima etapă a grupelor, nu vor fugi unii de alții. Nu, adică de ce ar fugi Spania de Croația? Nu Spania de Croația, Argentina de Brazilia, Brazilia de Argentina, bar n-am. Auzi, Spania, Croația e și nebunie la European. Știu. Țineți minte, știu. Cu 3-1, parcă da. 3-3 da. Și au bătut în prelungiri spaniolii. Da. Da. Deci Spania? Au venit de nicăieri, Croația, da. Exact. Spania merge mai departe sau Croația? Eu zic că Spania merge Spania. Mai departe. Spania. Și acolo mi-aș dori să întâmple ce s-a întâmplat în 50. În 50. Când au murit oameni pe Maracana. Da. În 52. Nu, mă, 50. În 50 nu s-a jucat campionatul ăla. Ba da, 50, 54, 58 a fost. Da. 50 a fost. 200.000. Meciul cu cea mai mare asistență din istoria fotbalului. Deci Brazilia-Uruguay. Eu oricum sunt fan Uruguay. Că ești degeaba, fan Uruguay, da. Da. Să punem fan, și o surpriză. Și Uruguay, că deci, trebuie să pui și o surpriză. Scoate Uruguay pe Brazilia? Aș vrea, dar nu are. Nu. Nu, Brazilia. Okay. Brazilia. Nu. Hai mă, că n-am făcut nimic. Asta le luai de pe cote de pariu. Asta e extraordinar și ce vrei. Bun, Brazilia. Hai să vedem aici. Mergem în partea aia altă. Anglia se... Că după aceea zic lumea că e Brazilia. Da. Ce joacă Brazilia? Așa. Da. Anglia, Senegal. Senegal, clar. Fără emoții. Anglia. Anglia. Eu mai propun o surpriză, dar trebuie să fii și tu de acord. Franța-Mexic. Tu zici că Mexicul nu se califică oricum. Ba da, ai zis că se califică. Da. Nu, că îi place. Eu aici a fost surpriză. Bine, Ar putea fi o surpriză. Băgăm Mexic? Eu Franța zic că ia titlul. Păi atunci du-te cu Franța până la cap. Deci Franța? Da. Franța, bun. Belgia-Germania. Belgia-Germania. Nemții? Hai să scoate. O poșață așa, hai să dăm afară.
Îi spate pe nemții, lăsăm pe belgini? Nu, lăsăm, da. Merge cu nemții. Mergem cu nemții. Bun. Aici propun eu o chestie. Să bage Elveția cu Portugalia. Să demonstrăm că suntem români. Așa. Adevărați. Și să ne facem nouă viața mai ușoară, să mergem cu Elveția mai departe. Și să-i dăm lui Cristiano timp să aibă, să-și așeze lucrurile la United. Și pe ce să mai așeze? Da. Păi, bagajele, să-și facă bagajele. Să are firmă, că angajează firmă. Vine acela cu tirul, ia 40 de mașini și aia e. Deci e Elveția? Luați Elveția? Elveția am luat. Elveția, bine. Ducă oamenii acasă că... Acum, am ajuns la sferturi. Țările de jos... Hai că l-am aranjat frumos, Anglia, Franța. Hai că... Nu va fi nici pe departe. Spania, Brazilia. Atenție aici. Surprize, deci, clar. Avem țările de jos, Argentina, Spania, Brazilia, Anglia, Franța, Germania, Elveția. În afară de portughezi, am pus pe toți. Elveția e singura care nu are ce să caute. Da. Așa, hai. Da. Țările de jos, Argentina. Meme. Arg. Arg. Ok. Așa. Spania, Brazilia? Zi. Opa. Brazilia, da. Așa Brazilia? Trebuie, așa ar trebui. Brazilia. Brazilia. Cred că Brazilia e principala favorită, nu? La bookmaker. La bookmaker, da. Brazilia, Argentina, Argentina și... Franța. După aia vine Franța. Da. Dar am înțeles de ce. De ce vine Franța? De ce așa între, dacă e să iei valoarea loturilor, Franța bate tot la pas. Nu, Anglia. Pas. Anglia. Are cel mai valoros lot. Da, dar nu e concludent, că au dat pe Rhys James 80 de milioane zic, între ei. Na. La, da, mă rog, e discutabil. Hai, Anglia-Franța. Stai tare. A costat nu mai zic nimic. Băiatul ăla săracu, fac ăștia mișto toți de el. Da, are freză. Are. Okay. Anglia-Franța. Anglia-Franța. Da, mă. Franța la pas. Franța la pas. Eu zic că Franța câștigă titlul mondial. Bun. Nu vreau. Tu ce? Tu nu crezi? Adică tu ai zice Anglia? Eu spun, deci am desenat aici împreună cu Meme și cu tine cel mai frumos turneu final posibil. Nu se va întâmpla așa. Evident că nu se va întâmpla, dar noi facem așa. Dar și dacă se întâmplă așa, noi am fi... Franța zici, da, se poate. Tu zici că Franța ia două titluri mondiale la rând? Mă îndoiesc. Germania-Elveția. Ne oprim sau mergem cu Elveția până în semifinală? Poate facem ca... Dă-o pe Elveția. Mergem cu Elveția până la... Aici am drept de veto eu. Da. Băi, ca absolvent de liceu german nu pot să... Dar îmi tremură mâna. Deci, dar sunt mulți vorbitori de limbă germană și în Elveția. Bă, sicher. Bun, deci mergem pe Elveția, da? Doamne, ce bine ar fi pentru noi ducem să... Elveția. Să meargă în finală Elveția, suntem liniștiți. Nu mai avem nicio emoții în preliminarii. Elveția. Lumea să înțeleagă ce am făcut noi cu Elveția din patriotism. Patriotism pur. Da. Adică nu e vreo chestie că vezi, Doamne, nu. Credem noi naționala. Bă, sau echipa, că avem ceva conturi în Elveția. Da, nu fost rele. Echipa nu e rea, dar totuși nu e nici de... Bun. Și acum, finala. Argentina-Brazilia, Franța-Elveția. Cred că finala va fi Argentina-Brazilia, că vor fugi una de alta, dar la noi. Finala noastră e... Nu știu. Brazilia, nu? Nu. Va Messi. Argentina, zici? Băi, eu nu... Da, Brazilia. Brazilia? Da. Bun. Și Franța, hai să ne oprim și zici, la ajunge. Stau mult, joacă și ei finala mică. Brazilia, Franța. Brazilia, okay, da. Franța? Da. Și bate 3-0 Brazilia. Și se face rău lui cui? Nu. Bun. Lui Mbappé. Lui Mbappé. Champions. Emmanuel Macron. Brazilia. Champions. Dacă am ajuns aici, Brazilia. Ok. El zice Franța. Pune Franța, că el vrea mai la Franța. Da, eu nu sunt fan Brazilia. Dar ce? Deci zici Franța? Până la urmă? Franța campioană mondială? Da. Nu, ok. Bun. Nimic. Franța este noua campioană mondială. Două titluri la rând de șan, se fac două statui. Arată bine. Este ce, e tot cel mai frumoase turnee finale așa. Da. Așa? Și atunci susține ideea FIFA să mergem la 48 de echipe. Dacă cu 32 am reușit să ducem așa tare, 48 e tot mai bine. Bun. Deci așa arată, să știe lumea exact cum va arăta turneul final. Au strâns colegii.
Meme i-a făcut pe francezi. Să spun, domnule, n-a fost, domnule, vorba de așa ceva. Spa Bra, a fost vorba dacă e vreun spa la Brașov, chestii de astea, găsim variante. Spa la Brașov. Da, dacă e vreun spa la Brașov. Acum trebuie să ne facem un selfie de ăla, știi, cu asta, ca să o avem să... Nu o să iasă, clar. Nu, a mers foarte prea puțin pe surprize, sunt convins că vor fi și surprize. Mult prea puțin s-a mers pe surprize. Da. E posibil să fie din Africa, din... N-am băgat nicio echipă din Africa în ieșită din grupă, nu? Am băgat vreuna? Nu, niciuna. Senegal. Da, Senegal. A, Senegal. A, apropo, ați văzut e Maroc, că... E Maroc care... E Ghana, care nu e real. Ieri am făcut... Ieri am... Ce Ghana? Păi Ghana e și ea, nu cal... da, la turneu. Da, nu i-am calificat. Nu i-am calificat. Și Ghana și Camerun. Și Camerun, da. Și vreau să vedeți că am arătat ieri, apropo că spusesem că sunt 17 jucători din top 5. Nu mai e timp? Nu mai e. Îmi spun colegii că nu mai avem timp. Să mai dăm... să vedeți câți jucători din... Top 5 campionate sunt la diverse naționale. La noi nu e nimeni. Noi avem 3, toți din Italia. Da, Chiricheș, lotul ăsta. Da, 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 eu zic ce putem să aducem. Campionatul nostru nu dă niciun jucător la mondial. Mai aveam un panamez. Uitați-vă. Mai aveam un costarican. Deci uitați-vă, deci așa arată lucrurile, da? Deci Qatar n-are niciunul. Arabia Saudită. Okay. Niciunul. Iran are un jucător, Costa Rica un jucător, Keylor Navas, Australia 2, România 3, Canada 3, Tunisia 4, Ecuador 5, Corea de Sud 6, Camerun 9, Japonia... Cum, Australia are doar 2? Da. Da, Australia ca niciodată, dar în schimb au foarte mulți în zona Champions League și Scoția, foarte mulți în Scoția. Da? Și vedem acolo Maroc cu 14, SUA cu 14 și Senegal cu 17 jucători. Deci Bayern München are 17, e clubul cu cei 16 mai mulți. Că nu mai e Mane. Mai e Mane. Este, e în lot, da. Se pare că va juca în ultimul meci din grupă, așa au zis. Da. E în lot. Nu mai joacă deloc. Se operează. S-a hotărât. S-a hotărât. Înseamnă că e la egalitate cu City, 16 jucători. Da. Că și City are 16. Mulțumesc mult, domnilor, pentru prezență. Mă bucur că am putut să le spunem oamenilor cine va fi campioană mondial. Credeți-ne pe cuvânt. Fiți circumspecți. Și dacă vom avea foarte multe kicks-uri, o să găsesc un motiv pentru care să... Avem o lună să căutăm. Da. Mulțumesc mult. N-am știut eu de ce VAR-ul n-a intervenit. Da, de unde să știu eu că într-o asemenea situație se... Mulțumesc! Rămâneți cu noi, prieteni! Ne revedem ceva mai târziu!